Alerta este maximă după ce COVID-19 a ajuns să infecteze tot mai multe cadre medicale, după cum ați văzut. În Iași, un doctor a fost depistat pozitiv după ce a fost în Franța împreună cu soția. Cei doi au în grijă secțiile de oncologie din două spitale. Vorbim despre pacienți care fac parte, desigur, din categoria de risc. I-am comunicat prin mesaj telefonic că trebuie să stea acasă la domiciliu 12 zile. A fost sfatul pe care șeful clinicii de oncologie din Iași, unul din cei mai cunoscuți medici din oraș, l-a primit de la conducerea spitalului. Marțea trecută, doctorul și soția lui au fost într-o vizită urgentă de o zi în Paris. Deși Franța nu era în acel moment printre zonele roșii, colegii lui au vrut să prevină răspândirea coronavirusului, mai ales că medicul are în grijă bolnav cu risc vital. A stat joi și vineri și sâmbătă și duminică, a insistat să se întoarcă la servici, i-am spus că se poate întoarce doar dacă se testează. Testul a ieșit pozitiv, iar acum conducerea spitalului se uită pe toate camerele de supraveghere ca nu cumva medicul să fi intrat totuși în spital. În schimb, soția lui, șefa clinicii de hematologie și oncologie de la Spitalul de Copii, a mers la serviciu. Din informațiile colegilor, domnia sa avea stare generală bună și, în plus, ca noi toți, cu echipament de protecție adecvat. Chiar mai mult decât cel care îl port eu acum, mască specială. Soția medicului nu este infectată, dar până când a fost gata rezultatul testului, tensiunea a fost uriașă. Nimeni n-a avut voie să intre sau să iasă din spital. Încă de ieri după amiază, când medicul a anunțat că soțul său este confirmat cu noul coronavirus, secția de oncologie de pediatrie din Iași a fost blocată. 27 de copii sunt internați pe această secție și aproximativ 10 cadre medicale au grijă acum de ei. Alerta este maximă în toată țara. În Piatra Neamț, organizatorii unui concurs de dans sportiv au fost depistați pozitiv. Aceștia ar fi luat virusul de la asistentul șef al Spitalului Județean din Constanța. Bărbatul de 52 de ani și-a însoțit fiica la concurs, iar la scurt timp a început să se simtă rău. Numărul contaminaților ar putea fi mult mai mare. La competiție au participat 1000 de persoane din toată țara, dar și din străinătate. Și parlamentarii stau în continuare cu teamă. Deputatul Mircea Banias a fost depistat pozitiv în urma testului făcut sâmbătă, când a participat la votul pentru învestirea guvernului. Este a treia verigă din lanțul îmbolnăvirilor din Parlament, după senatorul Vergil Chițac și deputatul Lucian Heiuș. Mircea Banias este coleg de partid cu primul parlamentar diagnosticat. În plus, amândoi sunt constanțeni. În ciuda coincidențelor, Banias este convins că a luat virusul din altă parte. Nu m-am mai întâlnit cu domnul Chițac de vreo lună de zile. N-am intrat în contact cu nimeni, n-am fost plecat în străinătate, nu m-am văzut cu nimeni venit în străinătate. Deci chiar este un mister total cum am reușit să iau. Sincer vă spun, dacă nu ne făceau la Parlament testul, nici nu trecea prin minte să mi-l fac, pentru că n-aveam motive. Deputatul este internat de aseară la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța și nu are simptome. 20 de persoane cu care acesta a intrat în contact au fost și ele testate.